Vă dăm o informație de la CNN și apoi mergem până în Japonia. Japonia va dezvolta rachete cu rază lungă de acțiune pe măsura creșterii amenințării Chinei. Ministerul japonez al apărării a declarat că a semnat contracte cu Mitsubishi Heavy Industries pentru dezvoltarea și producerea în masă a armelor conform unui plan care se extinde până în 2027. Acordurile în valoare de peste 2,8 miliarde de dolari, conform Reuters, urmează anunțul primului ministru din decembrie, care plănuia să mărească cheltuielile de apărare și să permită Japoniei să posede capacități de contraatac. Suntem în legătură directă în acest moment, doamnelor și domnilor, cu ambasadorul României în Japonia, excelența sa, Ovidiu Dranga, și generalul Cătălin Tomescu, fost comandant al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est al NATO, care se află în Japonia. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Ne uităm pe ceea ce se întâmplă, pe aceste amenințări ale Chinei, pe faptul că ministrul de externe al Chinei, al Japoniei, al Taiwanului, vorbește despre faptul că se pregătește China de război. Vedem ce face Japonia. Domnule ambasador, în momentul acesta, temerile cu privire la Japonia vin din cel puțin două direcții. Este China pe de o parte și este Coreea de Nord pe de altă parte. Cât de serioase sunt aceste amenințări sau cât de serioase le văd japonezii ca fiind? Situația din Asia de Sud-Est este foarte complicată. Ați sesizat foarte bine, sunt cel puțin două surse de îngrijorare. Pe de o parte, asertivitatea Chinei, care este legată în mod direct de Taiwan, dar și de o relație complicată cu Japonia, pentru că în această ecuație intră și teritorii pe care China le revendică. Pe de altă parte, așa cum ați spus, într-adevăr există o amenințare din partea Coreei de Nord, unde știm cu toții că se intensifică activitățile nucleare, iar Coreea de Nord rămâne un jucător imprevizibil în această ecuație de securitate regională. Dar nu în ultimul rând, vreau să remarc faptul că există o formă de coordonare, cel puțin în anumite situații, între China și Rusia, care întreprind de ceva timp exerciții de patrulare în comun în proximitatea Japoniei. Prin urmare, avem trei surse de îngrijorare care s-ar putea cumva potența reciproc. În acest context, ați sesizat foarte bine, Japonia se pregătește, Japonia are niște măsuri care sunt venite să descurajeze aceste amenințări și să le țină cumva la distanță. Ați menționat două elemente esențiale, creșterea bugetului apărării și planificarea achiziției de capacități contraofensive. Dați-mi voie să adaug faptul că Japonia rămâne în continuare, a fost și rămâne un actor regional major indispensabil în orice scenariu de securitate din această regiune a lumii. Să nu uităm că baza militară americană de la Okinawa este cea mai apropiată bază militară americană de Taiwan. Ceea ce spune, cred, de la sine foarte mult. Pe de altă parte, un lucru foarte important este că Japonia își diversifică această paletă de parteneriate cu țări importante din afara regiunii, cu țări NATO și cu NATO în ansamblul său ca organizație. Probabil că se cunoaște foarte bine, a avut loc de curând o vizită în Japonia, aș socoti o vizită importantă, foarte relevantă, dacă nu istorică, a secretarului general NATO la Tokyo, în Japonia, și acest lucru marchează, de fapt, o continuitate. Anul trecut, premierul Japoniei Kishida a fost prezent la summitul NATO de la Madrid și probabil va fi invitat și va participa la summitul NATO de la Vilnius. Prin urmare, asistăm la o diversificare și întărire a relațiilor dintre Japonia și partenerii occidentali, care vizează un singur lucru, după părerea mea, sau în orice caz un lucru fundamental, și anume consolidarea posturii defensive și de descurajare a Japoniei în ceea ce privește ecuația de securitate regională. Mai este un lucru foarte important. Japonia dezvoltă relații foarte sofisticate cu așa numitul Sud Global în perspectiva summitului G7 de la Hiroshima. Recent, guvernul japonez a lansat o inițiativă care se numește Official Security Assistance, adică o inițiativă care cumva se derulează în paralel cu asistența oficială pentru dezvoltare, de data aceasta fiind vorba de
acordarea de asistență militară pentru state din regiune, cum ar fi, de exemplu, Filipine și altele din acest perimetru. Ce vizează această inițiativă? Vizează ajutorarea, sprijinirea țărilor care se socotesc la rândul lor amenințate de asertivitatea celor care doresc să schimbe prin forță acest status quo din regiunea Asiei de Sud-Est. Mai este ceva, vreau să vă spun că România joacă deja un rol important în apropierea dintre NATO și Japonia. Sunt elemente de ultimă oră, dacă vreți. Acest lucru a fost subliniat inclusiv pe durata vizitei președintelui Iohannis în Japonia. Aceste lucruri continuă și cred că suntem cumva conectați, dacă vreți, prin intermediul NATO și, sigur, al apartenenței noastre la UE, la evoluțiile de securitate din această regiune foarte complicată, repet, a lumii.